Ziua bună! Fără griji să stați, la noi a fost deja. Oamenii simpli n-au ce să pățească, căci echilibrul vieții, vă vine să credeți sau nu, există. Aici, în Auschia, teleschiul are încălzire centrală, berea vine la halbă, iar turistul e împărat. Știți vorba aia, Tirolul fără capre negre e practic Mamaia fără guvizi. Eu nu sunt Andy Moisescu, dar voi vizionați că tot veni vorba TV. Pentru a vă edifica asupra raiului numit Aquadom, cu Q de la kilogram, am convins un număr reprezentativ de oameni, 2, 3, maxim 6, să răspundă la câteva întrebări, 2, 3, maxim 6. Roses are red, violets are dead, I am Ivo, give me ein Weissbier. Un cei kleine Jägermeister. Uite, mamă, trec schiorii. Nice. You found, please return to Tiro. Ok. Asta este amuzant, pentru că mi-am pierdut la un moment dat vreo două tricouri de la Fredra și nu știu unde dracu sunt. Și? Schiați despre aici? E tare. O să-l port. Prin casă. De cine îți place cel mai mult din Auschia? E... Tinem către un anumit sex sau așa, în general? Ar trebui să mă refer la o femeie, presupun, nu? De-a lungul istoriei mele, personale, am avut o atracție spre orice femeie creață. Alegerea mea este... Veril! Deci, domnule, da. Am avut așa un flash cu Sânziana Benedită, domnule. Benedită. Da. Dar trebuie să zic Tudoran, dar ăsta sforăie, deci când sforăie, nu pot să... Sforăie pe tot portativul, unde vrea el. După ce dorm cu Tudoran, pot să dorm și cu un Yeti sau cu ceva, că tot aia e diferent. Ești în piscină la Aquadom și simți acut că te trec toate apele. Cum știi sigur că nu ajungi departe, care e culoarea ta preferată? What? Turcoaz. De ce? Dacă mă trec toate apele... It's no fucking sense. Adică... What? Verde. Dar sincer. Dacă ar fi să se deschidă un Aquadom într-un sat din România, unde ar fi cel mai potrivit loc? A. Brăila, cartierul Galați. Bihor. Drumul Taberei. Pungești, să se cheme Aquadom de șist. Domnule, la Pungești, domnule. Îți dai seama dacă oamenii a tot ieșit în stradă de atâta vreme, s-ar bucura și ei așa de o apă caldă, de niște bulbuci. După atâtea lupte cu jandarmii, ei nu s-a relaxat un pic. Eu nu sunt Andy Moisescu, m-aș înclina cu voie bună, dar mă doare spatele de la schi. Auf Wiedersehen, vorba ardeleanului. Bună seara, sunt Cosmin Tudoran și prezint cu mare mândrie știri auschiene. Suntem singurul jurnal de știri care se află cu adevărat conectat la știrile care se întâmplă în toată Europa, mai ales în țara noastră. Prima știre vine foarte scurt, am aflat astăzi cum că în prima ediție a Salonului de la Geneva, câștigătorul Salonului de la Geneva de atunci a fost chiar Salonul de la Geneva, ghiciți cu ce? Chiar cu înființarea Salonului de la Geneva. Fantastic! Patru membri ai delegației auschiene aflați aici pe o pârtie neagră, mă scuzați, afro-tiroliană, s-au întâlnit cu alte fețe ale delegației administrației tiroliene și au înaintat o cerere prin care își doreau să... Mai bine vă lăsăm să urmăriți materialul următorul, pentru că este cel puțin edificator. Către Tirol Verbum și ambasada Austriei la România. I-am amat omutul și semnăm chiar acum. Luați-ne! Este momentul să aflăm starea vremii.
pentru că nu e așa, suntem cu toții meteopați. Avem în minutele următoare un foarte scurt material filmat cu Tomica Jurcă la INMT, adică Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, Tirol. Toma, ai legătura? Da, bună, Cosmin, am preluat legătura. Aici vremea nu este atât de rea pe cât pare, sunt doar minus 48 de grade. Nu știu ce să-ți mai spun, că chiar cred că am înghețat, de fapt, da, da. Mai spune-mi dacă știi ceva, dacă ai avut ceva știri de acasă. Da, am câteva vești de acasă. Acum urmează să mă întreb către Gara de Nordul, de mama mi-a trimis un pachet cu sarmale. Nu știu ce o să mai fie, poate și niște dacus, că Doamne ajută, că n-am mâncat de mult. Ai legătura. Revenim în studioul de știri de la Hotelul Tirol Zonă. Orchestra Baretului Radio Tirol revoluționează metodica repetițiilor în grup dezorganizat. Iată ce au surprins singurii cameramani rezistenți la apă, 50 de metri water resistant, în foaierul bazinului cu apă sărată olimpică. Apa nu era foarte sărată, adică era sărată un pic, deci, dar ți se usca pe buze și... Da, am înțeles că oricum te usturau buze. Hai să dăm știrea. Ok, hai, mă scuzați. Oprește-te un pic și să dăm știrea. Te rog eu mult de tot. Okay, hai să dăm, da? Să privim materialul. Se împlinesc 16 ani, 13 luni și 69 de zile de când maestrul Geo Saizescu a mai servit un piborțen în Parcul Cismigiu, din capitală. Pentru a aduce un omagiu, noi avem o provocare. Lasă un comentariu pe canalul nostru de YouTube, aici, cu scena ta preferată din BD în acțiune. Iar noi, prin blat, vom realiza această scenă într-unul din viitoarele noastre episoade. Das ist wunderbar! Și până data viitoare, pârtie!